Salut, lume! Bine v-am găsit la un nou episod de mituri și legende. Astăzi, în principal, ar fi trebuit să apară un nou episod cu mituri și legende Finance Free 2, dar și-a schimbat puțin treaba. Aveți aici Finance Free 3 teaser trailer și vom discuta puțin despre el. Am intrat doar așa să văd comentariile celor care au văzut videoclipul și pot să spun că din ce am citit acolo că e ceva scary. Nu m-am uitat, asta e prima oară când mă uit. Wow. Haideți să nu uităm. Holy fuck. Îmi place muzica, da. He will come back. Cine? Ok. Este o chestie de joc acolo. Hello's dus. Mereu a făcut-o. Freddy? Se pare că sunt origini. Ochiul lui Bani și-a îndreptat spre mine. You have a place for him. Oh my! Ce dracu! Ce exorcizare se întâmplă acolo? Finance 33. Holy fucking! Ok, Scott, mă așteptam puțin la asta. Da. Da. Finance Free 3. Chiar nu mă așteptam să iasă așa de repede. Adică mă refer la teaser-ul acesta. Haideți să o luăm cu începutul. Aici avem niște postere cu Freddy, Bane și Chica. Dar pe lângă aceste postere, mai avem unele mai speciale. Una dintre ele fiind cu Toy Chica. Ce caută Toy Chica? Se pare că restaurantul poate fi un sequel. Doar ce sunt prezenți și animatorii noi din Final Fantasy 2. Nu mă refer la chestia cu teaser, că poate și aici greșesc. Sper că restaurantul, cum am spus, poate fi un sequel. Haideți să mai urmărim. Alte imagine în care data asta este Balloon Boy cu marioneta? Aceeași întrebare, ce caută aceștia în Final Fantasy 3? Probabil că au o anumită legătură cu ei. Se pare că pizzeria seamănă cu cea din Finance Free 1 și este cu mult mai mică. Deci, în concluzie, sunt animatronii originali. Cel puțin pe mine banii mă sperie și m-a speriat mereu. Aici avem o secvență cu noul animatron care... Nu știu cum să o spun, este ceva demonic. Dar după părerea mea, probabil este unul dintre copiii care încearcă să scape, un fel de exorcizare. Doamne, Scott. Asta chiar... Scott ăsta e chiar un maestru. Oh my god, cum arată. Și în final The Office. Wow, chiar e cu totul schimbat. Vedem și noi acolo în față animalele de pluș. Chica, Bunny și Freddy. Să nu uităm de ventilatorul magic și de suc. Dar ceea ce mi se pare interesant este că se află un fel de geam în față. Probabil îi poți vedea pe animatroni venind spre tine, ceea ce mi se pare cam creepy. Iar în sână avem un fel de coș. Mai exact coșul cu toate măștile animatrone din Finance Free 2. Concluzia mea e că acel animatronic nou, în ghilimele, că nu pare a fi nou, este compus din toți acești animatronici din Finance Free 2. Mă refer la cei noi. De ce ar fi acolo măștile atunci? Dar mai este o altă teorie. Am citit că acel animatron este o combinație dintre Golden Freddy, mă refer la culoare, Bunny la urechile sale, endoskeletonul lui Mangle și botul lui Foxy. În final avem niște poze în care Scott le-a postat pe Steam. Aici avem cele 10 camere, dar în această poză putem vedea capul lui Foxy. Se pare că este folosit ca o lanternă sau ca o redecorație. Dar Foxy nu este prezent în acest trailer.
Oare Foxy să fie de domeniul trecutului? Oare Foxy să nu mai fie în Finance Free 3? Păi ar fi ceva tragic pentru cei care credeau că Foxy este favoritul lor. Dar nu! Și Scott ne-a surprins cu Foxy în Finance Free 1 și tot așa în Finance Free 2 ne-a surprins cu Balloon Boy. Și în final îl avem pe acest hibrid în poza aceasta. Dar ce se află în partea stângă? Se pare că este o ținută de a lui Freddy, numai că nu are endoscheletor și nici urechi sau ochi. Și da, animatronii vin și tratează doar prin partea stângă, după părerea mea. Păi cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă veți în continuare mai multe mituri și legende, nu uitați să te abonezi, să dai un like. La 15 like face un următor episod din mituri și legende Final Fantasy 2. Eu am fost Gamer Zombie. Ne revedem data viitoare.